Un subiect care a provocat dezbateri și cu regret provoacă și dezbinare în societatea din Republica Moldova, luând în considerare mai multe elemente, precum și cei 70 de ani trăiți în Uniunea Sovietică, subiectul Transnistriei, Găgăuzia, sunt multe, multe, multe de vorbit care ar provoca poate anumite elemente de instabilitate. Cert este faptul că pentru relația Republica Moldova-România trebuie să existe o percepție de unire. Contează foarte mult să existe o relație pragmatică și cu rezultate ar colaborării. În situația în care se vorbește mai mult despre unire, dar în realitate se fac puțin la nivel practic, eu și cetățeanul Republicii Moldova sau cetățeanul României nu o simte, rămâne doar o vorbă goală. Păi domnul președinte Dragnea, tu mai să-ți bate să vă ajute, iar dumneavoastră spuneți că trebuie să fim pragmatici. Nu. Ceea ce, dacă îmi permite. Vă rog. Eu, de respect uriaș pe care vi-l port, aș vrea totuși să fim niște gazde primitoare.